Având în vedere faptul că am văzut că videoclipul cu locurile mai puțin cunoscute din România v-a plăcut atât de mult, ne-am gândit astăzi să vă prezentăm și alte locuri din România, unice în lume, în care cu siguranță v-ați putea petrece câteva clipe de relaxare și la care să rămâneți mereu cu gândul, reflectând asupra frumuseții acestor locuri. Până la urmă, cu ce se poate mândri mai mult un popor dacă nu cu locurile, obiceiurile, atracțiile turistice și tradițiile de orară minunății? România chiar este o țară cu care trebuie să ne mândrim, pentru că este unică în lume prin frumusețea locurilor și a peisajelor pe care le oferă. Țara noastră este unul dintre acele ținuturi care se poate lăuda cu locuri ce merită vizitate și descoperite, unele dintre ele fiind foarte puțin cunoscute chiar și de români, poate și datorită lipsei de interes în a le promova. Dar fără să mai stăm la alte discuții, haideți să trecem la lista noastră. Picturile rupestre din peștera Coliboaia din Bihor. În peștera Coliboaia din Bihor există desene care s-au dovedit a fi cele mai vechi din Europa Centrală, datând de acum aproape 35.000 de ani. Desenele reprezintă animale din acele vremuri, bizoni, rinoceri, capete de urs, păstrându-se aproape intacte datorită condițiilor bune de umiditate din zona peșterii unde au fost găsite. Peștera cu oase din Valea Minișului. În apropiere de Anina, județul Caraș-Severin, se află o peșteră cunoscută în întreaga lume de aproape 10 ani. Peștera cu oase este locul unde au fost găsite cele mai vechi rămășițe din Europa ale omului modern. Fosile, provenind de la 3 indivizi, au fost datate la o vechime de 35.000 de ani. Lacul Bucura din Hunedoara. Lacul Bucura este cel mai mare lac glaciar ca întindere din România. Acesta se află la o altitudine de 2040 de metri și prin urmare este posibil să ai nevoie de haine ceva mai groase și poate și de o butelie mică pentru a-ți prepara din când în când un ceai cald. Lacul Bucura se află lângă un alt lac, lacul Zănoaga, care este cel mai adânc lac din țară. Pădurea Hoia Baciu, aflată la 5 km de orașul Cluj, a cunoscut celebritatea în anul 1968, când Emil Barnea a publicat o fotografie a unui posibil OZN ajuns în zonă. Aici există o zonă magnetică de 300 de metri, unde mușchii de pe copaci nu arată nordul, cum ar fi normal, iar ciupercile obișnuite pentru această pădure nu cresc niciodată. Aici ar fi fost văzute chiar și broaște roșii de dimensiuni foarte mari. Au fost semnalate și câteva cazuri stranii, în care în acest loc ar fi plouat torențial, dar fix doar pe suprafață de 300 de metri. Și tot aici, după cum spun legendele zonei, apar așa numiți îngeri păzitori care pot fi surprinși doar cu ajutorul aparatelor de fotografiat. Canionul României. Râpa Roșie se află la aproximativ 3 km de orașul Sebeș din județul Alba. Întinsă pe o suprafață de circa 25 de hectare, Râpa Roșie este o rezervație geologică a cărei pereți ating înălțimi de până la 100 de metri. Turiștii sunt atrași în primul rând de formele deosebite săpate de apă în colină. Maldivele de la Aghireș. Exploatarea de caolin de la Aghireș, județul Cluj, a transformat locul într-o minune a naturii, apa năvălind și inundând toată cariera. Lacul astfel format este supranumit Laguna Albastră datorită culorii apei încărcate cu praf de argilă. Apa lacului împrumută culoarea cerului. Este gri în zilele mohorâte și albastră în cele senine. Porțile de la Zaplaz. De la refugiul Șpirla pe traseul la Lanțuri, din munții Piatra Craiului, se găsesc niște săpături în stângă foarte impresionante. Fascinant este faptul că aceste înălțimi au fost cândva un fund de mare. Mărturii sunt grămezile de cochilii pietrificate care pot fi zărite la tot pasul. Rezervația Grădina Smeilor. Grădina Smeilor este o rezervație impresionantă pe care o puteți vizita în județul Sălaj, la 10 km de Jibou, în satul Gâlgău al Mașului. Blocuri de stâncă de toate formele și mărimele stau parcă aruncate într-o mare dezordine. Focul viu de pe Valea Slănicului. Focul viu este un fenomen firesc, care are la bază emanațiile de gaze naturale din scoarța terestră, care sub acțiunea raților solare se transformă în foc. Poate fi găsit în județul Buzău, pe Valea Slănicului, într-un deal din apropierea satului Terca, comuna Lopătari. Flăcările sale pot ajunge până la jumătate de metru sau chiar la un metru înălțime. Considerat a fi monument natural, este înscris în baza de date a ariilor protejate din lume. Platoul Meledic. Platoul Salin Meledic se află pe raza comunii Mânzălești, la numai 50 de km de Buzău. Este o rezervație naturală aflată la o altitudine de aproximativ 600 de metri. Lacul din mijlocul platoului karstic este principala ciudățenie a locului. Lacul Meledic, cunoscut ca și lacul mare sau lacul fără fund de către localnici, este un lac de apă dulce pe un masiv de sare, fenomen unic în România, dar și în Europa. Povestea sa este un amestec de istorie și legendă. Stai. Înainte să continuăm, te-aș ruga să dai un subscribe la canal, deoarece mă ajută foarte mult ca acest videoclip să ajungă recomandate la mai multe persoane interesate de acest subiect. Se spune că la sfârșitul anilor 1800, un car plin cu butoaie de apă minerală s-ar fi prăbușit în lac. Imediat s-a născut legenda că n-a fost vorba de un accident și că în butoaie nu era nici de cum apă, ci o adevărată comoară. Teoretic, adâncimea lacului este 20 de metri, însă localnicii spun că nu au dat niciodată de fund. În total, pe platou sunt 6 lacuri cu apă dulce, dar niciunul nu este mai mare decât lacul fără fund. Printre acestea este și lacul Castelului, unde se ajunge după numai 5 minute de mers de la lacul principal. Peștera Topolnița sau Peștera Interzisă.
Aceasta este deschisă doar o singură zi pe an, câteva ore în timpul sărbătorii care îi poartă numele. Peștera Topolnița reprezintă unul dintre fenomenele karstice cele mai importante din țara noastră, fiind o peșteră gigantică. Este un obiectiv științific rar și unic, deosebit de complex și valoros, având cavernament gigantic, ape subterane, colini de lilieci și faună bogată. Peștera Topolnița este una dintre cele mai spectaculoase din România, cu formațiuni unice în lume. Este o rezervație speologică declarată monument al naturii. Peștera Topolniței, situată în apropierea schitului cu același nume, se află în partea centrală a podișului Mehedinți, între localitățile Marga și Cireșul, la 30 de km de drobeta Turnul Severin. Apele Topolniței, adunate în subteran, au străpuns muntele și au format galerii gigantice, extrem de spectaculoase. Peștera are o lungime de aproape 11.000 de metri, fiind a doua ca mărime din țară și a 17-a din lume. Misterul din peștera lui Epuran. Peștera lui Epuran se găsește în apropierea localității Jupănești, comuna Cireșul din podișul Mehedinți, componenta complexului karstic al Proscaului. Este o peșteră mare de 3604 metri lungime, cu galerii dispuse pe două etaje, unul superior fosil și altul inferior activ. Peștera este un complex de săli și galerii cu numeroase ramificații cu blocuri de calcar prăbușite. În sala urșilor se găsesc numeroase schelete de urs de peșteră, fixate în decursul timpului pe planșeu cu cristale albe de calcit. Podul lui Dumnezeu. Pod natural unic în lume. Acesta are 30 de metri lungime și 22 înălțime, fiind cel mai mare pod natural din România și al doilea din Europa ca mărime, însă singurul pe care se poate circula cu mașina. Se află în centrul localității mehedințene Ponoare, fiind o uriașă arcadă de piatră peste care trece șoseaua Baia de Aramă, drobeta Turnul Severin. Podul poate fi admirat în toată măreția sa din crovul peșterii, de unde se dezvăluie deschiderea spre Valea Pragului și structura lui etajată formată din blocuri de calcar suprapuse, supuse eroziunii și vremurilor. Privind din partea opusă, dinspre Valea Turcului, podul se impune ca un arc uriaș împetrit, pe sub care se admiră dealul peșterii și seninul cerului. Parcul Național Porțile de Fier. Parcul Național Porțile de Fier este unul dintre cele mai frumoase trasee turistice din România. Un adevărat răsfăț, cazanele Dunării. Cel mai lung defileu natural din Europa, ce străbate Carpații de la granița cu Serbia, presară de-a lungul fluvului Dunărea, priveliști sublime cu pereți calcaroși impresionanți, voi carțice, cascade, peșteri, dar și păduri de fag de peste un secol vechime. De altfel, cu zestrea sa naturală și potențial istoric și cultural, Parcul Național Porțile de Fier atrage în fiecare an vizitatori, dornici să se bucure de locurile dominate de chipul lui Decebal, săpată în munte timp de 10 ani, de grota Veterani, considerată de către daci sanctuarul zeului Zamolse, sau de mănăstirea Macronia, loc ascuns, care păzește semeață cotul Dunării de peste 500 de ani. Situată la gura golfului Macronia, capodopera reprezintă cea mai mare lucrare de acest gen din România, fiind chiar de 3 ori mai înaltă decât colosul din Rodos. Cu o înălțime de 40 de metri și o lățime de 25 de metri, ea a fost construită între anii 1994 și 2004. Rimetea, satul în care soarele răsare de două ori. Satul Rimetea este situat în județul Alba, la poalele munților Trascău. Este prima localitate rurală care a fost distinsă din partea Comisiei Europene în anul 1999 cu premiul Europa Noastră pentru conservarea patrimoniului cultural și arhitectonic. Cele 300 de case care sunt complet albe și păstrează același model din secolul al XIX-lea. În octombrie 2000, Oficiul Național al Monumentelor Istorice a desemnat localitatea Rimetea drept zona arhitecturală și urbană protejată. Iulie este luna în care se produce un fenomen unic în această localitate din România. Soarele răsare de două ori. Soarele răsare, de fapt, după prima creastă și dispare în spatele celei de-a doua, urmând apoi să răsare din nou, ceea ce generează acest fenomen mirific. Dublul răsărit al soarelui se petrece numai pe timp de vară, la sfârșitul lui iunie și parcursul lunii iulie. Lacul Vida. Dacă nu ați auzit până acum de lacul Vida, după ce veți vedea aceste imagini, cu siguranță va ocupa un loc pe lista locurilor care merită vizitate. Lacul Vida a fost dat în folosință în anul 1967, în apropiere de satul Lunca Sprie, comuna Dobrești, județul Bihor. Barajul înalt de 10 metri și deversorul special în formă de pâlnie susțin apa acumulată în cele 6 hectare ale lacului. Deversorul pâlniei este atracția zonei și probabil unul dintre principalele motive pentru care întreaga zonă capătă un aer desprins din filme. Culoarea exotică turcoaz a apei contribuie la farmecul aparte al zonei. Peștera Cloșani. Peștera Cloșani se găsește în versantul drept al Motrului Mare, în masivul cornetului satului, care se află la vest de satul Cloșani. Este o peșteră fosilă formată din două galerii cu o lungime de 1100 de metri. Peștera este închisă vizitării și este declarată rezervație speologică. Cele două galerii sunt denumite Galeria cu Apă și Matei Ghica, Mănăstirea Corbii de Piatră. Mănăstirea Corbii de Piatră este cea mai veche mănăstire rupestră din țara noastră, săpată într-o perete masiv de stâncă. Ea găzduiește cel mai vechi ansamblu de pictură și este singurul locaș de cult din România care are două altare funcționale pe același naos. Mănăstirea Corbii de Piatră, împreună cu Mănăstirea Nămăie și Cetățuia Negru Vodă, formează un triunghi lateral cu latura de 20 de km, o formă geometrică perfectă, cunoscută ca triunghiul inițiatic. Cascada Cailor.
la o aruncătură de bătă de stațiunea Borșa, apele pe care zăpada și ploile le adună cu sârguință într-un cerc glaciar se răstrâng cu tot elanul peste podul cailor. Apa, învâltoarea ei, reușește să dea naștere cele mai mari cascade de pe întinsul României, care, privită de jos către înaltul celor 90 de metri ai săi, pare că deschide cerul și aruncă de acolo șuvoaia ei peste pământ. Memorialul durerii. Majoritatea anilor ei de existență, clădirea a obișnuit să joace rolul de închisoare, fiind construită în 1897 de austro-ungari. Nu puțini au fost deținuți politici care și-au găsit sfârșitul aici, în vremea comunismului, condițiile de detenție fiind înfiorătoare, iar umilințele prin care treceau imposibil de redat în cuvinte. Din cei 200 de deținuți politici care au fost aduși aici în 1950, 53 au murit și au fost înmormântați în locuri care nu se cunosc nici până astăzi. După ani întregi de reabilitare în vederea transformării clădirii în ceea ce este astăzi, muzeul este recunoscut ca fiind unul dintre principalele ce păstrează istoria Europei, o istorie care se dorește ștearsă definitiv, fiind așezat pe aceeași treaptă cu memorialul de la Auschwitz, Lacul Sfânta Ana și Tinuful Mohoș. Odată ajuns aici, veți putea admira singurul lac vulcanic din Europa Centrală, aflat la aproape 1000 de metri altitudine. Veți găsi o natură conservată, o suprafață lacustră pe care o puteți străbate cu barca la câțiva kilometri, așteptându-vă pentru explorarea Tinovului Mohoș. Poate că numele acestei mlaștini nu îmbie la fel cum o face lacul Sfânta Ana, dar sunt atât de legate între ele, încât niciuna nu rămâne mai prejos decât cealaltă. Cascada Evantai. Pentru a ajunge la cascada Evantai, este nevoie să treci printr-o peșteră, casa râului Galbena, ce mai apoi se desface într-un evantai de apă. Odată ajuns în cheile Galbenei, trebuie să ții traseul circuitului Galbenei, marcat cu punct galben și o să ajungi la cascada de 10 metri lungime, podul minciunilor din Sibiu. Podul minciunilor din Sibiu ascunde patru dintre cele mai frumoase legende care circulă de peste 1400 de ani pe aceste meleaguri. Acesta a fost construit în 1860 pentru a facilita accesul negustorilor din Piața Mică în Piața Huet. Se spune, de exemplu, că acest pod era traversat în special de tineri îndrăgostiți care jurau iubire pe veci. Fetele jurau de asemenea că sunt fecioare, dar după noaptea nunții, bărbații aveau să constate că acestea de fapt au mințit. Drept pedeapsă, fetele erau aruncate de pe pod. O altă legendă spune că dacă cineva spune o minciună în timp ce traversează, podul se cutremură până când îl aduce pe mincinos cu picioarele pe pământ. Cimitirul Vesel de la Săpânța. Ai ieșit vreodată zâmbind dintr-un cimitir? Dacă vizitarea unui cimitir nu v-a transmis niciodată bună dispoziție, merită să ajungeți până la granița de nord cu Ucraina, în satul care a învățat să sfideze moartea și să o privească cu voieșia tipică umorului rustic. Cimitirul comunei a fost transformat într-un loc mai vesel de meșterul Ioan Pătraș, care pe la mijlocul anului 1935 a avut o idee mai năstrușnică. Se scrie câte o poezie amuzantă despre fiecare consătean de-al lui, care zăcea la capul satului pe o cruce vopsită în culori stridente. Această idee a venit de la obiceiul dacilor, care credeau că moartea este doar o trecere spre o altă lume mai bună, iar când cineva drag le murea, se îmbrăca un alb și sărbătoreau acest lucru. Roșia Montană. Salvarea Roșiei Montane nu s-a oprit odată cu nominalizarea acesteia pentru lista patrimoniului mondial UNESCO și încetarea exploatării aurului. Deși sunteți nevoiți să lăsați aurul la locul lui, veți putea pleca mai bogat spiritual după vizitarea superbelor galerii romane, săpate cu dalta și cu mâinile libere, după drumețirile pe care le puteți face până la Piatra Corbului sau Piatra Despicată, sau pur și simplu trăind pentru câteva zile alături de populația locului. Salina Turda. La 30 de kilometri de Cluj și la câteva sute de metri sub pământ, Salina Turda se înfățișează ochiului turistic cu o lume subterană rece de doar 10 grade Celsius, unde natura și omul au lucrat cot la cot cu sârguință pentru a clădi un mic oraș de sare. Locul de unde acest zăcământ natural se extragea încă de pe vremea romanilor este în prezent nu doar o oază de sănătate balneară, ci și o mini-bază de agrement elegantă cu teren de sport, amfiteatru, loc de joacă pentru copii, muzeu natural și lac natural. Cetatea Alba Iulia Carolina. Cetatea Alba Carolina este o fortăreață cu bastioane de tip Vauban, construită la începutul secolului al XVIII-lea în orașul medieval Alba Iulia, pe dealul Citadelei, având rol de fortificație strategică de apărare a Imperiului Habsburgic împotriva eforturilor militare ale Imperiului Otoman și de consolidare a puterii habsburgice pe plan local. Aceasta are stat legal de monument istoric, Parcul Nicolae Romanescu. Parcul Nicolae Romanescu este cel mai mare parc natural din țară și din estul Europei. În cele aproape 100 de hectare vei descoperi locuri naturale superbe și construcții mărețe. Prin pitorescul său, parcul oferă un cadru deosebit de romantic în care poți admira adevărate tablouri naturale. Lacuri de peste 4 hectare, o insulă pentru lebede și poduri de lemn peste cursuri de apă. Sfinxul din Bucegi. Majoritatea cărților susțin că Sfinxul din Bucegi poartă acest nume datorită asemănării cu Sfinxul egiptean și că s-a format datorită eroziunii eoliene. În cealaltă extremă stau argumente la fel de puternice, care susțin faptul că Sfinxul ar fi fost creat la fel ca și Babele de câteva civilizații peslage, mai exact strămoșii dacilor, și că ar fi fost un monument unde se țineau ritualuri către zeii vremurilor. Mai mult, Sfinxul din Egipt ar fi o replică a celui din Carpați și nu invers. Bisericele din lemn din Maramureș.
8 exemplare unice incluse în patrimoniul mondial UNESCO, Bârsana, Budești, Desești, Ieud, Plopiș, Poienele Izei, Rogoz și Surdești, combină stilul gotic cu tradiționalul construcției din lemn ridicate încă din perioada medievală. Înguste, înalte, cu turile suple și simple, se remarcă prin tehnica îmbinărilor din lemn cu motive orientale ce reprezintă elemente din natură, animale și forme geometrice. Toate bisericile din lemn din Maramureș sunt așezate pe o colină, dominând întregul peisaj. Nu sunt de dimensiuni mari, însă interiorul este în evidență doar prin picturile murale, icoanele pe lemn și sticlă, alături de mobilierul și piesele textile arhaice. Aceste biserici se găsesc în vechiul Maramureș, adică în partea de sud-vest, fiind printre cele mai reprezentative elemente ale locului. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să-i dai un mare like și un subscribe, iar până la următorul episod, stay safe!